Promovăm Dragoslavele este numele unui cont pe Facebook care, așa după cum o spune și numele, își propune să scoată la lumină câteva dintre cele mai frumoase obiective și peisaje ale comunei mușcelene. Mihaela Andreea Răuță este unul dintre administratorii acestei pagini, iar astăzi ne-a fost ghid pentru a ne prezenta câteva dintre obiectivele din localitate. Iar prima întrebare la care ne-a răspuns este: de ce promovăm Dragoslavele? Pentru că merită. Dragoslavele este o comună care merită să fie promovată prin toate mijloacele posibile. Iar în această perioadă suntem conștienți că mediul online capătă și a căpătat o importanță din ce în ce mai mare. Iar în această perioadă de izolare cu atât mai mult. De fapt, însă și ideea de a înființa un astfel de grup pe Facebook a venit odată cu izolarea, cu timpul, cu foarte multul timp petrecut în mediul online. Nu este singurul grup de acest gen, însă cu cât mai multe astfel de inițiative, cu atât mai bine, pentru că ar fi păcat să păstrăm doar pentru noi frumusețea acestor locuri. De asemenea, consider că este important și căror categorii de persoane am vrea să ne adresăm, iar Facebook-ul, până la urmă, cuprinde diverse categorii de vârstă, diverse tipologii de oameni și diverse tipologii de posibili turiști, de ce nu? Nu este singurul grup, cum am spus, de acest gen, însă e foarte important să avem o diversitate destul de mare și să încercăm să promovăm diverse aspecte ale comunei, peisajele, monumentele istorice, oamenii, produsele tradiționale și așa mai departe. Am încercat să aflăm care ar fi trei dintre cele mai importante obiective din comună și care s-ar putea vizita. Cele naturale, aș putea spune, peisajele acestea minunate care ne înconjoară, toate potecile, toate traseele montane ce așteaptă să fie descoperite de posibili turiști, la pas sau la roata ATV-ului, ori la mașinii de teren, monumentele istorice, apoi bisericile în primul rând și aș începe cu schitul Dragoslavele, poate sunt și subiectivă pentru că este biserica mea de suflet, nu vorbim doar de un simplu schit, o simplă bisericuță din lemn, ci de un întreg ansamblu, aici aflându-se și reședința patriarhală. Bisericuța din lemn este construită la sfârșit de secol XVII și mutată aici în anul 1949 și cuprinde biserica, parcul din jur, reședința patriarhală și casa parohială. Vorbim apoi despre biserica din centrul comunei, Adormirea Maicii Domnului, construită în jurul anului 1661, dar și despre biserica Înălțarea Domnului din zona Susenia comunei, construită în jurul anului 1745. De asemenea, ca și monumente memoriale de interes local, vorbim de cele 7 cruci istorice, cele 7 cruci de piatră din comună, amplasate în diferite puncte ale comunei, ce au legătură cu diverse evenimente petrecute de-a lungul timpului în istoria comunei noastre. În principiu toate, bisericile în primul rând în zilele de sărbătoare, în zilele de duminică, iar schitul este deschis și în celelalte zile, doar biserica mănăstirii, nu și parcul aferent și vila patriarhală și casa parohială. Crucile de piatră fiind așezate în diferite puncte ale comunei, le poate vedea oricine, unele sunt chiar la stradă, iar obiectivele naturale oricând, fără program de vizitare, liber. Andreea ne-a spus și de ce un turist care traversează zona Mușcel ar trebui să se oprească în comuna Dragoslavele. Aș pune accent chiar pe cuvântul oprire. Putem să vorbim despre o oprire a timpului, dar fiind încă destul de conștienți de trecerea sa, consider că aici timpul încă se mai poate opri în loc datorită acestor peisaje, datorită tradițiilor care încă se păstrează cu ocazia anumitor evenimente din viața unei persoane. Turistul poate descoperi încă tradiții bine păstrate, bine conservate dacă poposește aici în perioada sărbătorilor de iarnă și vorbim de tradiții legate de colind, colindători mai mici sau mai mari din seara zilei de 23 decembrie. Sau 24 decembrie, o tradiție foarte interesantă este cea a brezăii satului, care se organizează în seara zilei de 24 și se finalizează cu un bal organizat de obicei la Căminul Cultural de către băieții care merg cu brezaia și astăzi ar trebui să primeze tradițiile, deoarece până la urmă ne definesc și nu doar ca locuitori ai comunei, ci ai Argeșului și de ce nu ai României. Și aici încă se mai păstrează tradiția, după cum am spus, la sărbători, la anunța botezuri. Putem să mai vorbim încă de transhumanță, iar de aici putem aduce în discuție produsele tradiționale, precum brânza în coajă de brad, mai vorbim de asemenea de plante de leac, precum bujorul de munte, ce o să apară în luna iunie. Dragoslavele beneficiază și de o foarte bună amplasare, fiind cumva un centru, practic la întretăierea drumurilor de acces dintre Pitești sau Târgoviște către Brașov. Aici turiștii vor găsi cazare la prețuri accesibile, produse tradiționale și oameni primitori și dornici să împărtășească istoria și farmecul acestor locuri cu oricine le trece pragul comunei.
Și nu în ultimul rând, dacă tot am început cu a discuta despre obiectivele naturale din comună, să și încheiem cu ele, să încheiem cu traseele, mai mult sau mai puțin montane, care cu siguranță așteaptă ca mulți turiști să le exploreze la pas sau cu mașini de teren ori ATV-urile pentru o cură de aer proaspăt și încă neatins de poluare. Cu siguranță sunt doar câteva dintre obiectivele acestei comune din Mușcel, dar care are de arătat mult mai multe lucruri. Unul dintre acestea ar fi casa memorială a preotului profesor Ioan Răuțoiu, autorul monografiei Comunei Dragoslavele în 1937, a orașului Topoloveni în 1939 și monografia orașului Câmpul Lung scrisă la 1943. Asta ca să nu mai vorbim de peisajele superbe care înconjoară această comună.